Autoritățile au reținut 24 de persoane bănuite că au chinuit cu bună știință mai mulți bătrâni internați în cămine din Ilfov. Unul dintre administratori era polițist. Furtunile de vară anunțate de zeci de alerte de vreme extremă au provocat stricăciuni în 8 județe, dar și în București. Banca Națională menține dobânda de politică monetară la 7%. Specialiștii se așteaptă ca ratele românilor să nu mai crească. Din această lună vom putea beneficia gratuit de ecografii, mamografii și unele tipuri de remene. Iar pe litoralul românesc sunt în jur de 100.000 de turiști. Cei mai mulți se bronzează umăr la umăr în Eforie Nord. Andreea Esca vă prezintă știrile Pro TV. Bună seara și bun găsit la știri! 24 de persoane au fost încătușate după ce zeci de vârstnici, neputincioși și bolnave au fost găsiți în trei cămine insalubre, unde erau supuși unor abuzuri înfiorătoare. Strigător la cer este că autoritățile știau adevărul. Chiar ministrul de interne recunoaște cu seninătate că ancheta de la voluntari a durat ani de zile pentru a nu distruge probele. O explicație revoltătoare ar putea fi că unul dintre centre era condus chiar de un polițist de la IPJ Ilfov, iar alte două de un apropiat al unor politicieni din voluntari. Abia acum premierul a anunțat control în toate căminele din țară. Fost polițist judiciar la IPJ Ilfov, Ovidiu Dumitra conducea Casa Cora din Voluntari Ilfov, unul dintre cele trei centre de îngrijire a persoanelor cu dizabilități percheziționate. Căminele Armonia și Sfântul Gabriel cel Viteaz, aflate tot în Ilfov, erau conduse de Ștefan Godei. Ororile la care au fost supuși bătrânii și tinerii cu deficiențe de gândire au fost expuse pe larg la începutul anului într-un reportaj al jurnaliștilor de la Centrul de Investigații Media. În urma reacțiilor stârnite de fotografiile în care bătrânii neîngrijiți, flămânzi, netratați, zăceau în urină și în propriile fecale cu răni pe corp, poliția s-a sesizat și a pornit o anchetă. Într-un final, 98 de oameni, cei mai mulți bătrâni, au fost salvați din aceste azile. Jumătate dintre ei au fost cazați la alte centre de îngrijire, iar 6 au rămas internați. Procurorii de ICOT au reținut o bună parte din cei aduși la audieri. Este vorba despre 24 de persoane, printre care se numără și șefii centrelor din Ilfov, Ovidiu Dumitra și Ștefan Godei, dar și angajați care ar fi trebuit să se ocupe de îngrijirea bătrânilor. Doar două femei au fost puse sub control judiciar. Una dintre ele este Cristina Dumitra, soția fostului polițist din Ilfov, Ovidiu Dumitra. Ea este însărcinată în 6 luni și va fi cercetată în libertate. Citată ca martor a fost și Ligia Gheorghe, apropiată și consilieră a ministrului familiei Gabriela Firea. În replică, ministerul a transmis că Firea nu are nicio implicare în acest caz, singura legătură fiind aceea că în conducerea uneia dintre asociațiile investigate a făcut parte pentru o scurtă perioadă de timp consiliera sa Ligia Gheorghe. Surprinzător este că autoritățile știau de mult de aceste azile. O reacție revoltătoare a avut de altfel chiar noul ministru de interne, Cătălin Predoiu, care a recunoscut că ancheta a durat câțiva ani, perioadă în care mulți dintre bătrânii maltratați s-au stins. Un astfel de probatoriu nu e ușor de strâns. O intervenție pripită a polițiștilor înainte de a strânge suficient probatoriu încât să asigure o inculpare cu succes poate conduce la compromiterea cazului. Activiști din diverse ONG-uri care monitorizează aceste centre susțin că pentru un singur bolnav, patronii primeau de la stat în jur de 83.000 de lei anual, adică cel puțin 7.000 de lei lunar. Banii de care fiecare bolnav trebuia să primească tratament, scutece și servicii de îngrijire sau igienă personală. Toți aveau un aspect neîngrijit, erau slabi, s-au plâns că le este foame, s-au plâns că nu știu cum au ajuns acolo și ăsta este cel mai grav aspect. Povesteau că unii povesteau că au fost urcați în mașini și s-au trezit pur și simplu în unele dintre aceste locuri. Alții au spus că ar vrea să plângă, să sune, dar nu știu cum să o facă pentru că nu au telefon și nu au acces la internet. În astfel de centre ajung în general persoane vulnerabile care nu mai au pe nimeni. Tineri cu deficiențe care au crescut în centre de plasament sau bătrâni bolnavi, fără rude, care ajung să fie internați în spitale o lungă perioadă de timp, iar apoi mutați în centre. Puțini sunt cei care au familie, care însă, din diverse motive, nu poate avea grijă de ei. La căminele de stat din București nu sunt suficiente locuri, iar procedura de înscriere este greoaie și necesită mult timp. De aceea, rudele vârstnicilor sunt nevoite să se îndrepte către căminele private. Chiar reprezentanții din direcțiile de asistență socială le recomandă uneori asta. Am o situație cu bunica mea și aș vrea să o internez într-unul din centrele dumneavoastră. Cum ar trebui să procedez? În momentul respectiv, locuri în centru nu există. Adică ne avem un singur centru pentru persoanele vârstnice și cealaltă două centre care au cadare ca de handicap.
sau spune de în ultimul timp, noi direcționăm către centre private. La aceeași instituție, dar în sectorul 2, situația se repetă. Nu se internează o persoană de azi pe mâine, da? Probabil când o să fie un loc liber. Și la nivelul țării avem puține centre pentru vârstnici, raportat la numărul de solicitări. Avem acreditate 754 la nivel național, 119 sunt publice, iar diferența ar fi cămine private. Locurile nu sunt suficiente pentru că România îmbătrânește, o România îmbătrânită. În urma anchetei din Ilfov, Ministerul Muncii prin Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială a retras licența a două dintre centrele din afumați și voluntari. Pijeliile au măturat România după zile caniculare și au făcut ravagii în 20 de localități din 8 județe, inclusiv capitala. Perdele de apă au intrat în case și curți, iar canalizarea a refulat. În tot acest timp, vântul care a bătut cu putere a frânt peste mașini 10 de copaci. Autoritățile au emis 24 de alerte de vreme extremă și ne-au sfătuit să ne adăpostim. Cel mai rău a fost în Caraș-Severin, județ aflat sub cod roșu. În capitală, furtuna violentă a început pe seară. În scurt timp, șoselele s-au acoperit de apă, iar un mesaj ro-alert a anunțat cod portocaliu de vreme rea cu grindină pe alocuri și precipitații de până la 30 de litri pe metru pătrat. Vântul a doborât copaci și a rupt firele de înaltă tensiune, așa că circulația tramvaielor pe linia 1 a fost blocată. A fost vijelia aia și ploaia aia, uitați și acum sunt pe stradă era. Mă duceam să iau tramvaiul. Stăm de vreo două ore, am stat și în interior. În zona spitalului universitar a cedat canalizarea. Pompierii au intervenit în peste 30 de locuri pentru a îndepărta copacii căzuți peste mașini. În vestul țării a fost în vigoare un cod roșu de vreme rea. Așa au arătat străzile din Oravița după ce a plouat torențial 10 de minute. Meteorologii au estimat că s-au acumulat peste 40 de litri de apă pe metrul pătrat. Apa a năvălit inclusiv în spitalul din localitate, iar pompierii au intervenit cu motopompele. Și în județul Hunedoara a fost potop. Drumul spre Sarmi-Segetuza, regia, a fost impracticabil din cauza aluviunilor. Mai multe mașini au rămas blocate, iar 36 de persoane, printre care și 10 copii, au avut nevoie de ajutor. A fost cod roșu de vreme rea și în Prahova. Râurile s-au umflat și au apărut viituri. Pe Teleaj, în două persoane s-au trezit înconjurate de șuvoaie. În alertă au fost și salvamontiștii după ce un convoi de 100 de mașini cu 200 de turiști nemți a rămas blocat pe un drum din retezat. Aceștia au intrat din greșeală pe un traseu neamenajat și, din cauza bolovanilor aduși de ploi, nu au putut să înainteze, dar nici să se întoarcă. Operațiunea de salvare a fost sprijinită și de un elicopter smurt. Alți 350 de călători aflați într-un tren din Suceava au rămas astăzi blocați pe șine din cauza aluviunilor aduse de viituri. Pompierii au intervenit cu un utilaj greu ca să elibereze calea ferată, în timp ce călătorii și-au continuat drumul cu microbuzele. În cele mai multe cazuri, vijeliile au durat câteva zeci de minute, însă pagubele au fost considerabile, mai ales pentru șoferii care și-au parcat mașinile sub copaci. Proprietarii acestor autoturisme pot intra în posesia procesului verbal dacă sunt la fața locului, iar în cazul în care nu sunt, pot primi procesele verbale de la unitățile noastre de pompieri. Aceste procese verbale sunt necesare în vederea recuperării pagubelor rezultate în urma acestor fenomene meteo. Din păcate, de cele mai multe ori nu se ajunge la un numitor comun și atunci victima sau persoana prejudiciată este obligată să acceseze în instanță valorificarea acestui drept. În toate situațiile aveți nevoie de un document de la polițiștii biroului pentru accidente ușoare. Asta presupune să veniți aici cu mașina, un agent de poliție să constate pagubele și veți primi pe loc autorizația de reparație. Doar cu acest document veți merge la service să reparați mașina. În București, doar sectoarele 4 și 5 oferă despăgubiri în astfel de cazuri, însă proprietarii mașinilor trebuie să facă o cerere și să adune mai multe acte care vor fi analizate de poliția locală și de primărie. Abia apoi se decontează reparațiile. Iar episodul de vreme rea continuă. Daniel Nițoiu are amănunte. Bună seara, Daniel! Bună seara, Andreea, bună seara, doamnelor și domnilor. În următoarele ore, cel mai rău, spun meteorologii, va fi în Transilvania, în partea de sud a Banatului, în toată Oltenia și în nord-vestul Moldovei. Pe aici ar trebui să ne așteptăm la cantități mari de apă care se vor strânge în perioade scurte de timp, de o oră sau poate două. În unele zone ar trebui să se acumuleze și 70 de litri de apă pe metru pătrat. Este o cantitate destul de mare. Alte 12 județe sunt sub cod galben, spre deosebire de ce v-am spus până acum, ceea ce se află sub cod portocaliu. Prin zonele marcate cu culoarea galbenă
fenomenele meteo ar trebui să aibă o forță mai mică, însă chiar și în aceste condiții ar trebui să ne așteptăm la posibile pagube, pentru că vijeliile vin însoțite de vânt puternic, de căderi de grindină, de descărcări electrice. Aceste furtuni ar trebui să se încheie până la miezul nopții, însă de mâine revin perioadele de caniculă. De altfel, aceste episoade de vreme severă alternează cu cele de căldură excesivă. Interesant este că la începutul săptămânii, luni, am avut cea mai călduroasă zi de luni din istoria măsurătorilor la nivel global. Vorbim de temperatura medie globală. Aceasta a fost de 16,9 grade în august 2016, iar la începutul acestei săptămâni a trecut de 17 grade Celsius. Climatologii spun că dacă se păstrează această tendință, s-ar putea să ne aflăm în cel mai călduros an din istoria măsurătorilor. De altfel, de mâine, în zonele de sud și din Moldova, temperaturile vor ajunge la chiar și la 37 de grade Celsius la umbră. Andreea? Mulțumesc, Daniel. Medicul Mircea Beuran a fost achitat definitiv de către Curtea de Apel București în dosarul de corupție în care a fost cercetat din 2020. Șeful clinicii de chirurgie de la Spitalul Floreasca a fost trimis în judecată de DNA sub acuzația că a primit 10.000 de euro de la o tânără doctoriță în schimbul numirii acesteia într-un post de asistent universitar la Universitatea de Medicină Carol Davila. Curtea de Apel București a considerat că fapta de care era acuzat doctorul Beuran nu există și a menținut decizia de achitare dată în noiembrie 2022 de Tribunalul Giurgiu. Ministerul Educației le-a dat emoții uriașe viitorilor liceeni, publicând o listă greșită cu ierarhia elevilor care urmează să completeze formularele de admitere. Venim cu explicații imediat. Specialiștii cred că ce a fost mai rău a trecut pentru cei care au credite, după ce Banca Națională a anunțat astăzi că menține dobânda de politică monetară la 7%. Cel mai probabil nu vor mai crește dobânzile și implicit nici ratele oamenilor. Scăderile ar urma să le simțim însă abia de anul viitor. Ștefana Todică are toate datele. Bun găsit! Pentru a patra ședință consecutivă, BNR a decis să mențină dobânda cheie la 7%. Nu au mai fost motive de creștere din moment ce inflația a scăzut în ultimele luni, spun oficialii Băncii Naționale. Vestea bună este că am ajuns la un platou și cel mai probabil nu vom mai vedea creșteri de dobânzi în perioada următoare. Dobânda cheie ar urma să rămână la același nivel de 7% și în a doua jumătate a anului, potrivit estimărilor specialiștilor, pentru că e nevoie de semnale mai serioase de scădere a inflației pentru a coborî sub acest prag. În același timp și ratele românilor care au credite cu dobândă variabilă vor rămâne la nivelul actual și nu vor mai crește. Indicele ROBOR, în funcție de care sunt calculate creditele mai vechi, a scăzut deja destul de mult după creșterile record de anul trecut, când a depășit 8,2%. Iată că acum a ajuns la cel mai mic nivel din ultimul an, la 6,53%. Iar analiștii economici de la Asociația CFA România spun că în următorul an, indicele ROBOR va scădea și mai mult și se va apropia de 6%. Noul indice IRCC rămâne sub 6%, începând cu această lună, a scăzut puțin de la 5,98% la 5,94%. De exemplu, pentru un credit de 250.000 de lei pe 30 de ani, calculat în funcție de ROBOR, rata a scăzut față de începutul anului cu aproape 200 de lei. Pentru un credit similar, dar cu IRCC, rata a crescut la începutul anului cu aproximativ 50 de lei, iar acum, în iulie, scăderea este de 7 lei. Vestea bună este că dobânzile s-au stabilizat, nu mai cresc. Deci, practic, vedem la IRCC că scade, dar cu foarte puțin, nesemnificativ la rată, dar cel puțin nu mai crește. De la 1 octombrie, IRCC-ul va fi cam tot în aceeași, cam la același nivel și cam așa va fi până la sfârșitul anului. Potrivit analiștilor, BNR ar putea scădea dobânzile de anul viitor. Următoarea măsură va fi de reducere, dacă nu se întâmplă vreun șoc neașteptat, iar această reducere va veni probabil undeva în primul trimestru al anului viitor. Ceea ce înseamnă pentru IRCC că va trebui să mai treacă încă jumate de an. Cu alte cuvinte, o scădere mai serioasă a ratelor se va produce în a doua parte a anului viitor. Din această lună, Casa Națională de Asigurări de Sănătate a inclus 10 de investigații medicale, analize și tratamente pe lista celor decontate. Se acordă o atenție deosebită prevenției, astfel că vorbim printre altele de ecografii, mamografii și unele tipuri de RMN de care oamenii pot beneficia acum gratuit. Mii de pacienți ajung zilnic în ambulatoriile de specialitate. La hematologie aici. M-a consultat, m-a făcut dimineață, colonoscopie. Este multă lume de obicei așteptat? Foarte multă lume. Oamenii plătesc uneori foarte mult și nu ne permitem pensionari să plătim
De acum, inclusiv pacienții cu hemofilie, talasemie, HIV, SIDA, dermatită atopică sau hemipareză pot merge direct la medicul din ambulatoriu pentru analize. Este nevoie însă de o programare și de un bilet de trimitere de la medicul de familie. Oamenii pot cere puncție, biopsie mamară ghidată ecografic, tratamentul limfedemului, al tumorilor suprainfectate ori fistulelor tumorale, iar celor cu diabet li se pot interpreta rapoartele de pe senzorii de diabet. Analize noi sunt și pentru asistența medicală paraclinică din ambulatoriu. De exemplu, transferină serică, vitamina B12, acidul folic sau raportul de albumină-creatinină. Iar în primele 4 luni, bolnavii cu AVC și mari arși pot beneficia de 42 de zile de recuperare în ambulatoriu, nu doar de 21 ca până acum. Consultații cu casa, cele gratuite, cu bilet de trimitere de la medicul de familie, sunt limitate la un anumit număr pe zi, aproximativ 12. Discutăm de aproximativ 500 de pacienți pe zi, într-o zi lucrătoare. În cabinetele medicilor de familie, care sunt dotate cu echipamentele necesare, se pot recolta probe pentru testul Babeș-Papanicolau. Se poate face și testul Frax pentru pacienții cu osteoporoză. Medicii vor fi încurajați să facă analize de prevenție atât copiilor cât și adulților. Consultații, începând de la vârsta de 2 ani, secundate de un set de analize medicale gratuite. Peste 40 de ani, analizele medicale pot fi efectuate și peste valoarea de plafon lunară. Și pachetul de îngrijiri la domiciliu a fost extins cu masajul limfedemului, logopedie individuală, ori recoltare de probe biologice. Concret, la externare, pacientul primește o scrisoare de la medicul specialist, cu aceasta merge la Casa de Asigurări de Sănătate, unde îi se prezintă lista centrelor care sunt în contract cu casa, astfel încât bolnavul să nu fie nevoit să plătească aceste servicii medicale. Asigurații pot alege specialiști din alte județe care să le acorde îngrijirea acasă, iar statul le va deconta acestora transportul. Iar de acum, oamenii au gratuit o dată pe an și un detartraj. Găsiți lista cu toate analizele decontate pe site-ul nostru știrileprotv.ro. Evaluarea națională a trecut, însă situațiile neplăcute se țin lanț. După valul de contestații, în urma căruia s-a dovedit că extrem de multe note nu reflectau realitatea, Ministerul Educației a publicat o listă greșită cu ierarhia elevilor care urmează să completeze formularele de admitere. În loc să țină cont de notele luate de aceștia la română și matematică, listele au fost ordonate în funcție de media celor 4 ani de gimnaziu. Situația nu a fost remediată nici până la această oră, deși cei din minister au spus că vor publica lista corectă la ora 18. Listele care conțineau ierarhia celor peste 154.000 de elevi pentru admiterea la liceu au fost retrase la scurt timp după ce au fost publicate. În mod normal, clasificarea elevilor este făcută în ordinea descrescătoare a mediei notelor obținute la evaluarea națională, iar în cazul celor cu aceeași medie sunt anumite criterii de departajare. Primul criteriu este nota obținută la proba de limba română. Dacă nici așa elevii nu sunt departajați, urmează nota la matematică și media claselor 5-8. Listele publicate în mod eronat țineau cont de ultimul criteriu, adică media din gimnaziu. Este regretabil că s-a întâmplat acest lucru, având în vedere starea emoțională în care se află copiii. Știți foarte bine că am vorbit și de o perioadă de grevă, nu aveau nevoie de un stres în plus și aici mă refer la familii și elevi, dar pe de altă parte acea listă nu influența repartizarea pentru că de-abia acum urmează înscrierile și sunt sigur că într-un final aceste lucruri se verificau de către Ministerul Educației. Ministerul Educației a transmis printr-un comunicat că situația a fost generată de o eroare a algoritmului pentru aplicarea ordinii criteriilor de departajare și că situația creată nu afectează procesul de completare a opțiunilor și repartizarea computerizată a candidaților în cazul admiterii la liceu. Această listă este importantă pentru elevi, în special pentru cei din orașele mari, pentru că îi poate ghida în alegerea liceelor. Numai în București sunt peste 4.000 de elevi cu note între 9 și 10, iar departajarea lor se va face și la o sutime. În urma acestui examen de evaluare s-au înregistrat cele mai multe contestații din ultimii 8 ani, peste 27.000. Notele obținute la evaluarea națională au crescut pentru 16.500 de copii, în unele cazuri și cu 2 puncte. De mâine, elevii însoțiți de părinți pot merge să-și completeze opțiunile pentru liceu. Vor face asta ajutați de diriginte, iar mai apoi vor depune fișa la secretariat. Atenție însă, fiecare școală gimnazială își alege perioada de înscriere. Această etapă durează până pe 17 iulie, iar repartizarea se face în funcție de note și de alegere. Valentina Neagu, ProTV. Din toamnă, grupa mijlocie va fi obligatorie, însă în multe localități nu sunt suficiente locuri și nici în cazul creșelor situația nu este diferită. Așadar, mii de copii rămân pe din afară. Din vorbe, ar urma să se construiască zeci de creșe până în 2024, însă pentru cele mai multe dintre acestea nici nu au început lucrările.
În comuna Valea Lupului din Iași s-au construit 2 grădinițe noi în ultimii 3 ani. În total sunt 3 grupe în care învață aproape 400 de copii cu vârste cuprinse între 3 și 6 ani. Și pentru că cererea este mare în continuare, până în toamnă conducerea școlii intenționează să mai deschidă o grădiniță. Avem încă cereri în plus față de ce putem acoperi. Am funcționat cu grupele în tot felul de spații închiriate, a durat până au fost gata clădirile. În schimb, în localitatea Pardoș, din județul Buzău, nu există nici școală generală și nici grădiniță din 2018. Anul acesta, 9 copii au fost nevoiți să facă naveta cu microbuzul primăriei într-o comună învecinată. Situații similare sunt în 10 de comune și în sute de sate. Numărul de locuri în grădinițe era insuficient și până acum raportat la numărul de cereri, iar acum, dat fiind faptul că grupa mijlocie devine obligatorie, probabil că lucrurile nu vor sta bine pentru părinți. Dată fiind infrastructura existentă, probabil că nu vor putea fi asigurate locuri pentru toți copiii care au vârsta grupei mijlocii. Compania Națională de Investiții are 2 programe pentru creșe moderne. Teoretic vor avea săli mari, spații de joacă generoase și pe acoperiș panouri fotovoltaice și verdeață. În prezent, 85 de creșe au contractele de proiectare și execuție încheiate și ar urma să fie finalizate până anul viitor. Însă, pentru cele mai multe dintre acestea, lucrările de construcție nici măcar nu au fost începute, iar procesul este unul de durată. În total, 252 de creșe ar urma să fie finalizate prin aceste 2 programe. Până acum, una singură a fost inaugurată în 2022. După ce vor fi finalizate, creșele vor fi predate autorităților locale care le vor administra. Pe de altă parte, părinții care nu își duc copiii la grădiniță sau la școală pe durata învățământului obligatoriu pot primi amenzi între 100 și 1000 de lei sau riscă și un an de închisoare. Suntem la jumătatea anului și deja cu 30% mai mulți români față de 2022 și-au căutat alt loc de muncă. Cele mai vânate posturi sunt de șofer, asistent medical și operator de call center. Există și o explicație. Nu sunt necesare studii superioare. De cealaltă parte, companiile caută oameni în zona de retail, servicii și turism. Vorbim despre o dublare sau chiar o triplare a numărului de căutări în unele domenii, în special pentru pozițiile de începători, spun reprezentanții unei mari platforme de recrutare online. Preferințele oamenilor s-au schimbat față de anul trecut. Așa arată topul celor mai căutate joburi anul trecut. În primele 6 luni ale acestui an, primul loc, jobul de inginer, a dispărut cu totul și a fost preluat de jobul de șofer cu peste 150.000 de căutări active. În această direcție, cei mai mulți dintre candidați sunt interesați de joburile deschise pentru șoferii de categoria B, șoferii de tir și cei de curierat. De cealaltă parte, angajatorilor există ofertă pentru aceste posturi, iar salariile pornesc de la 2.800 de lei brut pentru curieri și pot depăși 9.000 de lei pentru șoferii de tir. 56.000 de oameni vor să fie asistenți medicali. Salariile la care se pot aștepta cei care vor să lucreze în clinicile private pe poziția de asistent medical sunt undeva la 3.500-4.000 de lei și vorbim despre o medie netă la nivel național. Dacă ne uităm spre extern, deja vedem 1.700-1.700 de euro plus la angajare, plus beneficiile de relocare acolo. Țări se caută. Vorbim de Germania, Franța, Olanda, Elveția. Pe piața medicală însă ne confruntăm cu un paradox. Deși oamenii caută posturi pe internet, clinicile private sunt non-stop în căutare de personal calificat. E un proces continuu prin care se caută asistenți medicali. Dacă înainte competiția era dată de ceea ce însemna angajarea în străinătate, acum competiția este de ceea ce înseamnă angajarea la stat, unde salariile au crescut foarte mult. Noi am luat și asistenți după băncile școlilor, cum au terminat, pe care am calificat la locul de muncă. Cei care vor să se angajeze asistenți în spitalele de stat trebuie să treacă un examen. Cam 10-15% din candidații care se prezintă la concursuri ocupă un post pentru că nu pot trece de examenul de ocupare de post. Sunt foarte multe școli care dau diplome, certifică absolvirea unei școli fără să aibă absolvenții respectiv competențele necesare. Românii caută să devină și contabili, unde salariul net pornește de la 3.600 de lei și poate să ajungă la 6.000 de lei. Șoferul unei mașini de peste 60.000 de euro s-a făcut de râsul lumii după ce a plecat dintr-o spălătorie auto cu mop și o găleată. Ce explicație are pentru gestul său, descoperiți în câteva momente. Iar acum mergem la mare, la Eforie Nord, una dintre cele mai aglomerate stațiuni de pe litoralul românesc în această perioadă. Potrivit estimărilor celor din industria ospitalității, acolo sunt 20% dintre turiștii care au ajuns la Marea Neagră. Ca să prindă un bronz perfect, tot se înghesuie pe bucățile de plajă care nu au fost încă extinse, unde șezlongurile par sudate între ele.
Pe plaja din Eforie Nord, unde s-au înghesuit pe la prânz în jur de 20.000 de oameni, atmosfera a fost zgomotoasă. Când nu fluierau salvamarii, se găseau turiști care să spargă liniștea. Grupul gălăgios a ajuns la mare din Hunedoara după un drum care durează 8 ore cu mașina. Fetelor le place ce au găsit. Este foarte aglomerat, nu vă deranjează? Nu, pe noi nu. În Eforie Nord, aglomerație a însemnat astăzi om lângă om în apă și pe uscat. Oamenii și-au așezat cearșafurile și prosoapele foarte aproape unul de celălalt, chiar în buza mării. Pentru că mai departe nu era loc nici să arunci un ac. Șezlongul de lângă e lipit. Da, nu prea îmi place, soția m-a adus aici. Dar aceasta este doar o părere. Este aglomerat, dar nu ne deranjează. Super, plaja frumoasă, e ce trebuie. Iar asta se traduce în primul rând prin nisip mai fin, spre deosebire de pildă de Mamaia. Și totuși, dacă trecem peste acest detaliu, ce îi determină pe acești oameni să stea lipiți de străini pe plajă și în apă, când în alte locuri ar avea bucăți întinse de nisip doar pentru ei? În primul rând, prețurile. În Eforie Nord, pentru o cameră într-un hotel de 3 stele, turiștii achită cam jumătate față de cât ar plăti în Mamaia. Diferențele sunt semnificative și când comparația se face între hotelurile de 4 stele dintre cele două stațiuni. Apoi, contează, spun turiștii, și că mâncarea ar fi puțin mai ieftină, chiar dacă la prânz se stă la coadă ca să ajungi la 2.000 ditei, hamzi, să meargă o berică. De ce preferați autoservirile? Văd ce mănânc, văd cum arată mâncarea. Așa, în restaurant nu vezi ce-ți aduce. Cel mai bine e să vindem mâncarea tradițională. Fasolică, orez. Dacă doriți să vă alăturați mulțimii din Eforie Nord, luați în calcul următoarea informație. Rata de ocupare în acest moment este de 96%. Altfel spus, cu greu veți găsi un loc liber la cazare. Și ar mai fi ceva. Dacă totuși ajungeți acolo, marea este puțin agitată și astăzi salvamarii au arborat steagul galben care anunță pericol. Este o avertizare de curenți marini. Normal ar fi să intre doar cei care sunt buni notători în apă. Pe tot litoralul, potrivit estimărilor, ar fi în această perioadă 100.000 de turiști. În timp ce trenurile întârzie, se ciocnesc sau deraiază, călătorii își pot lua bilete online printr-un sistem greoi de pe site-urile companiilor feroviare. Autoritățile responsabile au lansat abia acum o aplicație unică, numai că platforma online funcționează pe jumătate, adică permite cumpărarea de bilete doar pentru 2 dintre cei 6 operatori feroviari, iar oficialii promit că va funcționa integral peste jumătate de an. Aplicația Ghișeul Unic funcționează de la adresa bilete.infofer.ro. Deocamdată, călătorii pot să vadă programul trenurilor pentru orice destinație din România. De exemplu, pentru București-Brașov, platforma arată orele disponibile pentru toți operatorii feroviari, harta traseului, dar și opririle. Numai că, în momentul în care pasagerul dorește să își cumpere un bilet, platforma îl direcționează pe alte site-uri. În acest moment, aplicația de ticketing integrat, practic biletul unic de călătorie, funcționează doar pentru 2 din cei 6 operatori feroviari. Funcția aceasta de vânzare integrată să fie extinsă la nivelul tuturor celor 6 operatori este o promisiune ca în 6 luni de zile, ca aplicațiile să funcționeze. Platforma a fost dezvoltată în ultimii 2 ani de compania SECE Informatica Feroviară, adică departamentul de specialiști IT din cadrul Ministerului Transporturilor. Noua aplicație lansată de Autoritatea Feroviară Română ar trebui să reducă o parte din cozile care se formează la ghișee, unde oamenii așteaptă minute în șir să își cumpere un simplu bilet. Autoritățile vor să dezvolte inclusiv o aplicație mobilă și să monteze automate de plată în fiecare stație din România. Proiectul, în valoare de 1.000.000 de euro, este finanțat în mare parte din fonduri europene. La fel funcționează acum aplicația Mersul Trenurilor, care aparține CFR Călători. Însă și aici sunt probleme. Nu pot fi cumpărate online bilete reduse pentru pensionari, iar studenții și elevii trebuie să obțină anual un ID special pe care îl iau tot de la ghișeu. Da, coadă, trebuie să le prezentăm carnetul. Dacă nu le convine ceva la carnet, trebuie să schimbăm cu institutul de la școală și mai complicat. Eu am o reducere ca pensionar și trebuie să stau la coadă aici la casă. Și mi-e așa de rău, dar caut să stau pe o canapea și pe urmă să stau la casă. În străinătate, astfel de aplicații funcționează de ani de zile și permit vânzarea de bilete inclusiv pe rute internaționale. Posesorul unei mașini de lux a ajuns vedetă pe Facebook după ce a plecat cu o găleată și un mop dintr-o spălătorie auto din județul Brașov. În imaginile surprinse de camerele de supraveghere se vede cum bărbatul ia ustensilele, se urcă la volan și pleacă. Proprietarul spălătoriei a postat dovada pe internet, iar la scurt timp scenele au devenit virale.
Nu a durat mult și poliția a anunțat că face cercetări. La o zi distanță, șoferul autoturismului de peste 60.000 de euro a înapoiat bunurile și s-a scuzat spunând că a vărsat vopsea lavabilă într-o remorcă și trebuia să o curețe urgent. Proprietarul spălătoriei a revenit pe internet și a spus că bărbatul a încercat să-l contacteze, dar pe un număr pe care îl folosește rar. Cu o climă din ce în ce mai uscată, care mușcă din producțiile agricole, Comisia Europeană caută soluții și dă în premieră aviz favorabil editării genetice. Cu alte cuvinte, cercetătorii vor putea interveni la nivelul celular al plantelor ca să le facă mai rezistente și mai productive. Noile reguli nu sunt permise la agricultura ecologică. Suntem pe câmpurile experimentale ale Institutului de Cercetare Fundulea. Aici se scaldă în soare hectare de grâu, orz, porumb și floarea soarelui, însă plantele sunt diferite de ce găsim în restul țării. Sunt soiuri care țin pasul cu vremurile, spun cercetătorii. 12 ani, atât le-a luat cercetătorilor de aici, de la Fundulea, să obțină grâul pe care îl vedeți acum în imagini. În general, soiurile românești sunt mai păcătoase, nu rezistă bine la boli și dăunători în principal, așa că aici a intervenit știința. Imediat după ce plantele au răsărit, cercetătorii le-au încrucișat cu secară, iar din combinația celor două a ieșit o plantă mult mai viguroasă. Tehnica se numește ameliorare pe cale convențională, iar acum, pentru prima dată, Comisia Europeană dă undă verde editării genetice, o metodă prin care cerealele, legumele și fructele pot fi îmbunătățite chiar de la nivel celular. Este o metodă precisă, rapidă și sigură. Securitate alimentară prin creșterea productivității. Putem îmbunătăți rezistența la secetă, rezistența la boli. Comisarii europene au explicat aici la Bruxelles că aceste editări genetice ar fi avut loc oricum, pentru că plantele s-ar fi adaptat singure la schimbările climatice. Doar că intervenția umană grăbește acest proces și au dat exemplul unui cartof. În prezent, acestuia i-ar lua între 10 și 12 ani să se adapteze schimbărilor climatice. Cu noile editări genetice i-ar lua doar 4 ani. Pentru a se realiza aceste modificări, se poate folosi doar ADN din aceeași plantă sau dintr-una înrudită. Nu sunt considerate organisme modificate genetic, drept urmare, nu au nevoie de autorizare. Modificările genetice rămân interzise. We'll require notification in a central register. The seeds must be labeled clearly to ensure our farmers can choose freely. Aceste editări genetice ar putea reduce și din chimicalele folosite de fermieri. Around 60% of our soils are in a poor state, and many have been severely damaged by chemical pesticides and the overuse of nutrients, and 83% of them now contain pesticide residues. Propunerea Comisiei Europene are nevoie de aprobarea Parlamentului European și a guvernelor statelor membre pentru a deveni obligatorie. Sute de producători locali ar putea vinde mai ieftin în magazinele din România ale unui comerciant german. Cel puțin asta susține premierul Marcel Ciolacu după ce s-a întâlnit la Berlin cu mai mulți oameni de afaceri nemți. Pe de altă parte, premierul a anunțat că guvernul caută soluții pentru reducerea deficitului bugetar. Ar putea adopta vineri o decizie în urma căreia și angajații din construcții și industria alimentară să achite contribuțiile pentru sănătate. După ce a constatat că alimentele din Germania sunt mai ieftine decât cele din România, premierul s-a întâlnit cu retailerii locali din Germania, care activează și la noi. Am avut discuții aplicate, mai ales în zona de a se procesa cât mai multe produse alimentare în România, astfel încât prețurile să scadă mai mult. Guvernul a promis că prețurile alimentelor de bază se vor reduce după ce a adoptat ordonanța prin care adaosul comercial pe lanțul de aprovizionare a fost plafonat. Efectul deciziei nu se va simți prea curând. Între timp, executivul continuă discuțiile despre eliminarea excepțiilor fiscale, astfel încât și angajații din construcții și cei din industria alimentară să plătească contribuțiile la sănătate. Măsura este deja agreată în coaliție. Nu se va mări niciun impozit. Nu vor fi introduse impozite noi, se va lucra exact pe ceea ce ne-am asumat în acest moment. Pe de altă parte, premierul a avut și o întâlnire cu români stabiliți în Germania, printre ei și o tânără care a plecat din Piatra Neamț de ani de zile, iar acum este parlamentar german. Am venit acum 16 ani din România, aveam 13 ani și pot spune că am avut niște șanse extraordinare pe care le-am putut prinde, să zic așa, aici. Eu și sora mea am fost parte din generația singură acasă și după ce părinții mei s-au divorțat, am putut să
vin să o urmez pe mama aici. În sală a fost și Michael Schmidt, un prieten al președintelui Klaus Iohannis și cel care deține Automobile Bavaria. Numele său a fost vehiculat în scandalul achiziționării de autoturisme BMW de către Ministerul de Interne. Pentru ce v-a aflat aici? Am fost invitat pentru recepția asta. Totuși sunt cetățean german. Sunt aici invitați din toate domeniile. Da. Păi îl susțin oricine care face treabă bună. Marcel Ciolacu revine în țară tot cu o cursă de linie care va face escală. Insistă că va călători în acest mod pentru că așa este obișnuit. La doar un an distanță de alegerile europarlamentare, competiția de pe scena politică devine din ce în ce mai strânsă. Potrivit unei analize a Institutului de Sondare a Opiniei Publice INSCOP, datele înregistrate în ultimii doi ani arată că experiența guvernării a costat câteva procente importante pe liberali. În schimb, din opoziție, AUR urcă în preferințele electoratului. Datele INSCOP Research, realizate din iunie 2021 și până acum, arată că imaginea liberalilor în ochii electoratului are de suferit. Se întâmplă asta pentru că s-au aflat cel mai mult la guvernare. Astfel, PNL pierde puțin peste 8% comparativ cu iunie 2021 și 2% comparativ cu decembrie 2021, când s-a instalat guvernul PNL-PSD-UDMR. Socialdemocrații percep și ei o schimbare negativă în sondaje. PSD pierde aproximativ 7% față de momentul în care a intrat la guvernare în noiembrie-decembrie 2021 și 1,5% față de iunie 2021, când era în opoziție. Potrivit analizei INSCOP, AUR, aflat mereu în opoziție în această perioadă, deși a avut o evoluție foarte sinuoasă, crește 6% în ultimii doi ani, iar în ultima jumătate de an înregistrează o creștere relativ constantă a intenției de vot. Asta în timp ce USR are o fluctuație foarte mică între iunie 2021 și iunie 2023. Sondajele sunt reprezentative la nivel național pentru populația adultă a României. Datele au fost culese prin interviuri telefonice pe eșantioane de 1100 de respondenți, eroarea maximă admisă fiind de plus minus 3%. Situația este tot mai tensionată la centrala nucleară de la Zaporojie, cea mai mare din Europa. Kremlinul avertizează asupra unui presupus sabotaj ucrainean după ce președintele Volodymyr Zelensky a declarat că rușii ar fi amplasat obiecte care arată ca niște explozibili pe acoperișul reactoarelor nucleare. De când a început războiul, situația de la centrala nucleară de la Zaporojie, cea mai mare din Europa, a fost motiv de îngrijorare și temeri pentru ucraineni, mai ales că a căzut în mâinile inamicului. Mai am informații про те, що на даху кількох енергоблоків Запорізької атомної станції російські військові розмістили предмети схожі на вибухівку, можливо, щоб імітувати удар по станції, можливо, у них якісь інші сценарії, але Însă, într-un război al declarațiilor și acuzațiilor, rușii susțin că ucrainenii ar fi cei care ar plănui un atac asupra centralei nucleare. Un consultant chiar a declarat la televiziunea rusă că armata Ucrainei are de gând să atace reactoarele de la Zaporojie cu drone kamikaze și rachete de precizie. Și asta chiar la noapte. Версии, которые могут быть катастрофичными по своим последствиям. Киевский режим неоднократно продемонстрировал свою готовность не гнушаться ничем. Вот поэтому, конечно, предпринимаются все меры для противодействия такой угрозе. Pe de altă parte, Xi Jinping l-a avertizat personal pe Vladimir Putin să nu folosească arme nucleare în Ucraina, ceea ce indică faptul că Beijingul nu trește îngrijorări cu privire la războiul Rusiei, chiar dacă oferă sprijin tacit Moscovei, potrivit unor oficiali occidentali și chinezi citați de Financial Times. Între timp, pe front continuă bombardamentele de ambele părți. Armata Ucrainei a anunțat distrugerea unei unități rusești la Makivka, oraș din regiunea Donetsk, controlat de trupele Moscovei. Imaginile surprinse din dron arată că era vorba despre un depozit mare de muniții, iar lovitura de precizie a ucrainenilor a declanșat explozii în lanț care au distrus întreaga cantitate de muniție. Rusia a acuzat că atacul ucrainenilor a vizat un spital. 25 de oameni ar fi fost răniți și mai multe clădiri rezidențiale și administrative distruse. Alte proiectile, de data asta trase de ruși, au căzut peste un oraș din regiunea Harkov. Cel puțin 43 de persoane au fost rănite, inclusiv 12 copii. Între timp, Kremlinul ni l-a arătat pe Vladimir Putin primind-o pe Raisa Akhipova, o fetiță de 8 ani din Dagestan. Asta într-o nouă scenetă menită să ne prezinte un lider grijuliu, preocupat și mereu pe fază. Putin a convins-o pe cea mică să îi se alăture într-un bizar apel telefonic către ministrul de finanțe ca să solicite o subvenție generoasă pentru regiunea ei natală din sudul Federației Ruse. Ministrul
ministrul finanțelor, Anton Siluanov, a părut inițial uimit de apel și nu i-a răspuns fetiței la salut. Slyși, Anton? Dar a fost de acord rapid să aloce fonduri suplimentare. Спасибо, Антон Георгиевич. Это ты получила сейчас для Дагестана 5 миллиардов. Пойдем. Кремлинul ne-a lămurit că prezența copilei la Moscova este urmarea vizitei președintelui Putin în Dagestan de săptămâna trecută, atunci când a avut ocazia unei băi de mulțime. Putin i-a spus fetiței că a ținut neapărat să o invite la Moscova împreună cu părinții ei pentru că a fost mâhnit să vadă o fotografie cu ea plângând pentru că n-a reușit să-l întâlnească pe președinte. Într-o ceremonie organizată la Edinburgh, regele Charles al III-lea a primit coroana scoțiană, sceptrul și sabia de stat denumită după mama suveranului britanic, fosta regină Elisabeta a II-a. Festivitățile au inclus un salut cu 21 de salve de tun, dar și o defilare aeriană cu avioanele militare de acrobație Red Arrows. Făcute din aur și argint și împodobite cu pietre prețioase, aceste așa numite onoruri ale Scoției sunt cele mai vechi bijuterii ale coroanei din Regatul Unit. Coroana făcută pentru regele James al V-lea a fost purtată prima dată în 1540. Coroana și sceptrul Scoției au fost aduse de la castelul Edinburgh printr-o procesiune la care au luat parte civili și peste 700 de militari. Relicva sacră denumită Piatra Destinului, care a fost dusă la Londra pentru încoronarea regelui la Westminster Abbey în luna mai și a fost apoi returnată la Edinburgh, a avut de asemenea un rol în serviciul religios. Iar americanii au sărbătorit ziua independenței cu focuri de artificii, parade și concerte. Nu au lipsit însă incidentele. Într-un orășel din centrul țării, o femeie a murit, iar alte persoane au fost rănite după ce niște materiale pirotehnice depozitate impropriu au sărit în... Peste 60.000 de artificii de pe mai multe barje aflate pe râul Hudson în apropierea Statuii Libertății. În capitală, președintele Biden a urmărit focurile festive din balconul Casei Albe alături de familie. Actrița Adrienne Warren, trupele Boyz II Men sau Babyface au cântat pe scena amenajată pe colina Capitoliului. And the fans that came here to watch Joey Chestnut and to watch Jeffrey Esper had to find cover. La New York, ploaia nu i-a descurajat pe americanii veniți să aplaude așteptatul triumf al regelui neîncoronat peste competițiile de înfulecat hot dog de ziua națională. 3, 2, 1, put down your hot dog! Din cauza ploii, concursul a întârziat totuși cam 90 de minute. De 9 ori mai mult cât i-a luat lui Joey Chestnut să înfulece 62 de cremvurști, cu tot cu chiflele aferente. Nu și-a doborât propriul record, 76, dar a fost suficient pentru un nou titlu în palmares, al 16-lea. Cum n-are rival de atâta vreme, campionul hotdog-ului a pus și ceva bani deoparte. Numai anul trecut a câștigat 500.000 de dolari, care i-au sporit câștigurile nete în carieră până la 4 milioane de dolari, din premii, contracte publicitare sau apariții plătite la diferite evenimente. Un oraș din Mississippi a decis, nu fără controverse, să accepte copii mici și de 4 ani în aceste competiții. Varianta pentru ei a fost cine mănâncă mai mult înghețat în 2 minute. Premiul pentru câștigători? O vizită la zoo. N-a lipsit nici faimoasa cursă de toalete exterioare pe roți, care a fost organizată în mai multe state americane. Ziua Independenței a fost marcată și de incidente. Un spectacol de artificii organizat într-un orășel din Michigan a luat o turnură tragică. Proiectilele care ar fi trebuit să lumineze cerul au explodat accidental în mijlocul mulțimii. See, that scares me. I don't like that, like fireballs flying at me. O femeie a murit și cel puțin 9 persoane au suferit arsuri, iar mai multe case și mașini aflate în apropiere au fost avariate. Spectacolele pirotehnice de 4 iulie au făcut victime și anul trecut. 11 oameni au murit, iar peste 10.000 au avut nevoie de spitalizare. Un
manechin le-a dat palpitații celor care se relaxau în apă lângă o plajă aglomerată din Florida. Ieșiți repede, s-a auzit de pe uscat când aripa prădătorului a apărut la suprafață. În apă erau foarte mulți oameni care au început să privească speriați în jur. Din fericire, rechinul avea alte preocupări. Urmărea un banc de pești și nu a băgat de seamă agitația. Statul american Florida conduce în clasamentul mondial în privința atacurilor provocate de rechini. Anul trecut, 16 oameni au fost răniți. Specialiștii sfătuiesc pe cei care zăresc un rechin în apă să-și păstreze calmul și să se îndrepte cât de încet posibil spre uscat.